Spune-ne puțin despre cristalizarea ta profesională, nu-i așa? Nominalizarea la Tânăra Speranță vine după ce tu ai câștigat deja un premiu în cadrul Galei Ucine anul trecut și mă întreb cum se simte să fii în punctul ăsta, cum arată orizontul în față și ce se vede în spate. Mă bucur că spui cristalizare, pentru că asta înseamnă bază și e cam ceea ce îmi doresc eu acum să se întâmple în viața mea, să-mi creez o bază și o continuitate. Pentru că noi, studenții și cei la început, lucrăm pe un soi de nisipuri mișcătoare, destul de periculoase, sunt foarte mulți factori externi care ne pot strica traiectoria și cred că e important cumva să reușim să păstrăm candoarea cu care ne gândeam că se face un film, să reușim să o ducem mai departe și când ieșim din facultate. Inocența aia care te ajută să uiți cumva de faptul că covorul de fapt nu e roșu, e gri, că oamenii nu sunt neapărat foarte interesați de ceea ce faci. Și cred că inocența e singurul lucru care poate să te salveze și să te ajute să continui să spui povești cu speranța că poate o să rezoneze și cu alte persoane, cu alți oameni, cu alte inimi. Te gândești la un lungmetraj cât de curând? Da, lungmetrajul cred că o să vină după ce termin facultatea. Nu o să vând pielea ursului direct din pădure, așa că încerc să gândesc planurile dinainte cu mult, dar presupun că cel mai important este să mă concentrez pe facultate pentru că n-am terminat-o și cred că e destul de important să reușesc să închei acest proces cât de cât demn. Cât de cât. Se pare că împreună e un moment bun pentru ce s-a întâmplat de-a lungul universității? Se pare că e un moment cu care ești liniștită? Da, nu pentru că consider că filmul ar fi vreo capodoperă. Mi se pare că am avut norocul să întâlnesc oamenii care să mă ajute să-mi descoper limbajul și să mă ajute să pot să spun cât de cât corect și cât de cât clar și cât de cât coerent ce am de spus acolo. Mica mea parceluță m-au ajutat să mi-o pot exprima ok. Sper să pot să adun aceiași oameni care am împreună, pentru că cred foarte tare în continuitatea unei echipe. Mi se pare că e baza asta pe care o are un film, și anume să continui să lucrezi și să creezi și să povestești cu aceiași oameni cu care ai început, e mare lucru și cumva ajută la omogenizarea ideii pe care ai vrea să o transmiți mai departe.